Clar. Dar în mod normal n-ar trebui să fiți contra chipurilor, contra codurilor de bare. Dar cine este împotriva tehnologiei? Este o singură problemă. Suntem împotriva acelei tehnologii care este împotriva noastră. Împotriva mântuirii noastre. Și poziția dumneavoastră o aveți acum ca simplu cetățean, ca absolvent de cibernetică sau în primul rând ca monah? Sau toate la un loc? Toate la un loc. Dacă îmi dați voie, v-aș spune de ce eu, ca și creștin ortodox și ca monah, mă tem și de ce împreună cu mine toți cei care au citit măcar o dată în viața lor cartea Apocalipsei. Aș putea să adaug faptul că da. Părintele Filoteu cunoaște greaca veche și a dat o interpretare proprie și corectă, aș spune, a cuvântului pecete din Noul Testament. E adevărat? Da, iertați-mă, nu este interpretarea mea, este interpretarea bisericii, a Sfinților Părinți. Haideți să auzim, că n-am auzit-o niciodată în această variantă, interpretare. Se vorbește de faptul că a doua fiară, care va ieși din pământ, despre care Sfântul Ipolit Roman și alți Sfinți Părinți spun că este vorba de împărăția lui Antichrist, va face semne mari încât să se pogoare foc din cer pe pământ înaintea oamenilor și va amăgi pe toți cei ce locuiesc pe pământ prin semnele care i s-au dat să le facă. Așa. Și s-a dat și îi va sili pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Și aici e vorba de acest semn. Traducătorii români au folosit cuvântul semn pentru a exprima ceea ce în grecește se cheamă haragma. Haragma este acel semn rămas după imprimarea cu fierul roșu în piele sau după cioplire, după sculptare, după introducerea fierului sau știu eu ce, într-un anumit material. Este vorba de implant. Avem o prorocie de acum 2000 de ani care ne vorbește despre implant. Și eu ce voi face? Să fiu eu mincinos și să spun că chipul în sine, acest chip, această cucerire a tehnologiei, nu este cumva cel mai bun candidat la a deveni semnul fiarei? Da, spuneți-ne și opunem. Nu, aici suntem de acord, dar ce facem, ne opunem? Păi primul așa, trebuie spus adevărul. Da. Câteva versete mai încolo, în capitolul 14 din Apocalipsă, ni se spune așa. Al treilea înger a venit după ei, după cei doi, strigând cu glas puternic. Cine se închină fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea și el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în potirul mâniei sale și se va chinui în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului. Atenție! Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor și nu odihnă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. Cu sau fără cunoștință. Așadar. Pot să am și o interpretare în întrebarea mea? Păi, fiara asta ar putea să fie cine? Fiara asta credeți că e un împărat format din mai mulți împărați, nu știu, o trupă de împărați, un guvern mondial care vrea acest lucru? Expresia statul global, cum vă sună? Interesant, dar nu prea am informații. Adică sunt... Deci dacă același lucru se petrece și în România, și în Marea Britanie, în toată Europa, în Statele Unite, și este pe cale să se aplice, iată, până și în Rusia, și în toate celelalte țări, nu-i așa, care nu fac parte încă dintr-o uniune de tipul acesta din care facem parte noi? Deci globalizarea, nu sugerați că asta până la urmă e unul din scopurile globalizării, să avem toți chip? Duce evident la un control total. Evident. Deci actele electronice au fost introduse prima dată în Malaezia, în 1998. Bine, evident că globalizarea e un mod experimental. E un mod de a conduce mai ușor lumea, globalizarea. Fără războaie, fără... Da, dar până la a conduce lumea avem și noi niște drepturi, unele naturale, altele stipulate de Constituție. Argumentele mele sunt mult mai simple. Dacă putem identifica totuși fiara, că vorbim de semnul fiarei, dar nu știm de fiară. Cine e fiara? Împărăția lui Antichrist. Acest stat global în care
noi va trebui să locuim și nu vom avea de ales. Acum două zile sau trei zile în urmă s-a spus clar, se va da o lege pentru toate țările lumii să nu se mai taie lemne. Nimeni nu mai are voie să-și facă focul cu lemne. În Statele Unite este în aplicare o lege care probabil va ajunge și la noi. Nu ai voie să bei apă decât din rețeaua publică. Faci pușcărie dacă ți-a fântână în curte sau dacă bei din fântână proprie. Nu vei putea să vinzi, nu vei putea să faci nimic cu produsele din grădina ta dacă nu le vei pune chip. Acest lucru deja se întâmplă. Deja se întâmplă în România, din aprilie. Cu da. Laptele. Vieții oieri, da. Da. Laptele. Brânza. Produsele lactate. Dar aici vreau să ajung, că totuși există și argumente pentru senatorii noștri care trebuie să ne apere drepturile și dacă îmi permite, sunt doar câteva. E vorba de argumente constituționale. Dreptul la siguranța persoanei. Victor, mă sperie mai tare ce spune părintele decât orice argumente găsim. Dar Constituția trebuie apărată.